Nu este pentru prima dată când se întâmplă ca hoții să intre în cula lui Tudor. Noaptea trecută, indivizi neidentificați încă au smuls cablurile electrice. Pasnicul abia dimineața a observat. Am sesizat la ora 6:30 de minute că s-a umblat la și s-a forțat ușa de la intrare. Ușa de la intrare s-a forțat cu un ciocan, lucru ce ei au omis ca să mă ia ciocanul la plecare și l-au lăsat lângă zid. Și lângă zid am mai găsit un colac de cablu electric care l-au sustras spărgând zidul pe din afară și l-au lăsat tot acolo. Conducerea Muzeului Regiunii Porților de Fier a formulat o plângere la poliție și așteaptă ca hoții să fie identificați. Este într-adevăr regretabil, având în vedere faptul că cele două cule, cula lui Nistor și cula lui Tudor Vladimirescu, sunt obiective de patrimoniu pentru instituția noastră și pentru noi toți. Am fost informată de către salariatul nostru că azi noapte s-a spart cula lui Tudor la partea superioară, acolo unde s-a găsit posibilitatea de a se intra. Până la acest moment nu am reușit să constatăm că s-ar fi furat ceva din patrimoniu. În schimb, suntem convinși că la plângerea pe care o vom face către poliția și Mian, organele vor lua toate măsurile astfel încât asemenea evenimente să nu se mai repete. Și insist pe acest lucru pentru că au existat mai multe tentative la cula lui Nistor și suntem extrem de îngrijorați. În perioada 1967-1977, cula lui Tudor Vladimirescu a fost transformată în muzeu, aici funcționând și o expoziție permanentă cu documente și diferite obiecte care aparținuseră conducătorului Revoluției de la anul 1821 și al pandurilor. Acesta mai avea în zonă o moară, o podgorie și chiar și un han.